Ilie Petroi este unul dintre mulții primari ai județului cu istoric penal care își pot păstra statutul de prim gospodar al comunei pentru că problemele lor cu legea n-au fost încă definitivate de către judecători. Primar al comunei Aninoasa din anul 2008, Petroi pare în primul rând produsul automatismului electoral bine înrădăcinat în mentalitatea românilor și mai puțin al realizărilor cu care se poate lăuda comuna pe care o conduce deja de două mandate. Trecut pe vremuri prin arestul poliției din Grecia, Ilie Petroi a retrăit experiența pentru acuzații mult mai rușinoase și pe plaiuri mioritice. La sfârșitul lui 2015, când a fost reținut alături de alți 7 primari, într-un dosar de amploare în care cu toții erau acuzați de luare de mită, pentru că au favorizat o anumită societate la acordarea contractelor pe bani publici și au plătit preferențial lucrările realizate. Întocmirea dosarului penal a fost posibilă după ce administratorul firmei respective, încurcat de numărul de primar la care trebuia să le câștige bunăvoința în acest fel, și-a notat pe o agendă în sumele cu care i-a recompensat, acestea însumând în jur de 400.000 de lei. După o plimbare prin fața ziariștilor cu cătușele la mâini și 24 de ore petrecute în arest, alături de omologi din alte comune, Petroi s-a întors la primărie, activitatea sa fiind însă îngrădită de măsurile controlului judiciar, lucru care nu l-a deranjat nici pe el și nici pe consătenii săi, care au uitat din decembrie 2015 până în iunie 2016 că primarul pe care și-l doresc pentru următorii 4 ani de mandat este acuzat că a luat șpagă, folosindu-se de funcția pe care o ocupă. Despre problemele sale penale, Petroi spunea cum altfel că este nevinovat, iar agenda probă în dosar nu dovedește nimic, chiar dacă numele său și al altor primari era notat alături de sumele de bani pe care se presupune că le-au primit. Conform propriilor declarații, din întreaga experiență pentru primarul de la Aninoasa a fost important un singur aspect, frustrarea pe care a resimțit-o în arest, pentru că nimic din ceea ce spuneau anchetatorii n-ar fi adevărat. Însă negarea concluziilor organelor de anchetă sau control este ceva obișnuit pentru Ilie Petroi, care în 2014 susținea că cei de la Curtea de Conturi nu au înțeles bine situația după o verificare făcută la primăria Aninoasa. La vremea respectivă, reprezentanții instituției de control au stabilit că primăria condusă de Petroi a plătit lucrări neefectuate la două obiective de investiții din comună de peste 200.000 de lei. Este vorba despre rețeaua de canalizare și modernizarea școlii primare de la Costești. Pentru canalizarea și stația de epurare în sistem centralizat a satelor Aninoasa și Groșerea, lucrări neexecutate și totuși plătite au atins valoarea de 214.000 de lei, la școală achitându-se, fără a se materializa lucrări de 2.000 de lei. Primarul spune atunci că nu s-a comis nicio ilegalitate, ci inspectorii curții de conturi nu au luat în calcul lucrările respective, cu toate că erau realizate. În 2015, adică în an preelectoral, Ilie Petroi se folosea de rețeaua de canalizare ca și subiect de promovare electorală în vederea alegerilor ce au avut loc luna trecută. Și că tot a venit vorba despre alegeri în 2012, un scandal politic tulbura liniștea din Aninoasa. Primarul, pe atunci liberal, fiind acuzat că și împiedica doi adversari politici de la PDL să-și depună candidaturile. Unul dintre ei, Gheorghe Vâlceanu, declara că fusese amenințat de către Petroi că își va pierde locul de muncă dacă mai insistă să se înscrie pe lista de consilieri locali. Evident, primarul a negat în stilul specific acuzațiile, fiind singurul care, în opinia lui, deține și respectă adevărul.